Bună ziua și bine v-am găsit la Sezon Agricol. Astăzi vreau să vorbesc despre două lucruri importante. Este vorba despre polinizarea și polinizatori. Voi începe cu polinizarea. Deja la majoritatea culturilor de pomi fructiferi s-a terminat polinizarea și deci putem face niște concluzii. După mine, anul acesta, polinizarea nu a trecut așa cum mi-aș dori eu și cum ne-am dorit noi toți. De vină este seceta. Cum a afectat seceta polinizarea din anul acesta? Deci, dacă facem o plimbare prin livadă înflorită, nu se mai simte mirosul acela de nectar, cum acea aromă din livezi înflorite, cum se simțea anii precedenți. Motivul este că, din cauza secetei, florile conțin foarte puțin nectar sau nu conțin deloc. Din această cauză, livezile noastre n-au mai fost atât de atractive pentru albini. Deci, evident, albinele n-aveau ce găsi în livezi, era foarte puțin nectar și, deci, nu prea se plimbau prin livezile noastre și nu făceau polinizarea. În afară de faptul că nu s-au polinizat bine pomii, mai este și un risc. Riscul este că albinele vor avea insuficiență de hrană, ceea ce înseamnă că albinarii anul acesta trebuie să hrănească albinele, pentru a evita niște pagube enorme. Una dintre ele este că albinele, neavând suficientă hrană, pot să omoară regina lor. Pentru a limita numărul de membri ai familiilor, a familiei de albini, ca să poată rezista un an, să aibă ce mânca, să nu aibă populație mare în familie și deci acest lucru nu este dorit, deci trebuie de hrănit albinele. Nu sunt albinar, dar cer scuze, poate ceva n-am spus corect, dar asta este ceea ce știu eu despre albini. Și deci, reieșind din faptul că polinizarea a trecut foarte rău, vom avea foarte puține fructe. În afară de faptul că vom avea puține fructe din cauza polinizării slabe, mai este încă o problemă, care posibil nu este la toți, dar în zona noastră foarte multe flori au organul feminin mort. Adică, dacă ne uităm la o floare, vedem pețiolul acesta, organul feminin, negru. Ceea ce înseamnă că, din cauza că iarna aceasta a fost foarte blândă, au început prin luna februarie să se trezească mugurii, după care a lovit niște înghețuri și avem ceea ce avem. După inspectarea mea în livada care mi-aparține, aproximativ 40% din flori erau cu pețiolul negru, ceea ce iarăși reduce din roada noastră. Referitor la polinizatori. Am avut multe întrebări și rugăminte de a explica cum alegem un polinizator corect pentru livada noastră. Deci, în primul rând, nu trebuie să ne axăm pe denumirea soiurilor. Adică, nu înseamnă că denumirile trebuie să fie apropiate, cum se presupune, spre exemplu, record și record, n-aia înseamnă că el se polinizează, nu este adevărat. Polinizatorii se aleg după perioada de înflorire a florilor în pom. Adică, dacă noi avem soiuri timpurii și ele înfloresc timpuriu, adică de vreme, respectiv polinizatorul trebuie să înflorească la fel de vreme. Și durata înfloririi să fie aceeași cum și durata înfloririi la soiul de bază. Adică, un exemplu, voi vorbi despre soiurile pe care le cultiv eu. Am soiul Valeriu Cicalov, care este relativ timpuriu soi, deci eu aleg un polinizator care înflorește în același timp și care
la care polinizarea se termină iarăși în același timp. Dar nu uităm că există și polinizatori universali. Ce înseamnă asta? Este soiul de... Hai să vorbim despre cireș. Soiul de cireș care înflorește odată cu soiurile timpurii și durata fluorescențelor, adică durata înfloririi, este mai îndelungată decât cum ar fi la un soi aparte. Adică nu o săptămână sau 5 zile sau 6 zile, sau, dar 2 până la 10 zile, așa să spun. 10-12 zile. Este deja polinizator universal care reușește să polinizeze mai multe soiuri. În afară de asta sunt și soiuri care sunt autofertile, ceea ce înseamnă că ele nu au nevoie de polinizatori, ele se polinizează singuri. La cireș, spre exemplu, crupna plodnaia, la prun, spre exemplu, nu spun că doar aceste soiuri, dar spre exemplu la prun Stanley și așa mai departe. Adică aici trebuie să ne informăm ca să nu dăm greș. Ce înseamnă soiul autofertil, v-am zis? Este soiul care nu are nevoie de polinizatori. Polinizarea se produce cu ajutorul albinilor, într-o mică măsură și cu ajutorul vântului. Deci, cam atât am vrut să vă zic despre polinizarea din acest an și despre ce înseamnă polinizator și cum alegem un polinizator corect pentru livada noastră. Și permiteți-mi să mai fac un anunț important, cel puțin pentru mine. Nu de mult timp am devenit membru a unei echipe mari și profesioniste care se numește Euroalun. Reieșind din denumire, ne dăm seama că vorba este despre cultura alunului. Pe lângă faptul că această echipă ne oferă material săditor de alun de înaltă calitate cu certificate europene, ne mai oferă și o asistență agronomică, adică nu ne-a dat puieții și ne-a zis, băieți, mai departe descurcați-vă cum știți voi. Ei ne oferă asistență agronomică, dat fiind faptul că această cultură este nouă pentru țara noastră și nu prea multe știm despre acest alun, băieții din echipa Euroalun ne oferă toată informația, toată susținerea, cum de la A până la Z. În fiecare an ei organizează drumul alunului, este o deplasare în Italia, în ospeție la producătorii cei mai mari din acea țară de alun, care ne oferă gratuit informația care nu are preț. Este informația cizelată și muncită de sute de ani, din generație în generație. Și această informație o putem obține gratuit pentru a o aplica la noi în țară, pentru a dezvolta această ramură a industriei, și anume cultura alunului. Pe lângă faptul că această industrie este interesantă, mai este și destul de profitabilă. Plantând livadă de alun, noi avem deja și o piață de desfacere europeană. Doar în țara Italia, și aici atenție, este un neajuns de materie primă de alun în cantitate de 60-70 mii tone. Deci vă dați seama, piața de Italia ne așteaptă cu brațele întinse cu producția noastră. Băieți, luați, creșteți, recoltați, aduceți-ne nouă, noi știm ce să facem mai departe. Adică este un lucru foarte plăcut pentru un agricultor care în ultimii ani s-a dezamăgit un pic în cultivarea fructelor ca cireșul, ca isul, fiindcă ori ne bate înghețurile, ori seceta, ori se strică marfa din cauza ploilor abundente, ceea ce nu găsim la alun. Alunul este rezistent la înghețuri, la secetă. Cultivarea alunului este total mecanizată. Nu avem nevoie de
de braț de muncă exagerate pentru a recolta alunul. Nu avem nevoie de frigidere pentru a depozita acest alun. Procesarea este foarte ușoară și foarte simplă. Iarăși, această companie Euroalun ne oferă și mașini pentru recoltarea, pentru procesarea și plus la asta și ne ajută sau ne va ajuta să realizăm marfa noastră, să avem un profit, să avem cu ce exista. Și deci, evident, în continuare, în filmulețele ce vor fi, voi mai vorbi despre cultura alunului, fiindcă aici este foarte mult de vorbit și foarte interesant, este ceva nou pentru noi și mă voi strădui să vă împărtăș toate cunoștințele care le-am acumulat eu de la acești băieți pentru a vă demonstra că o industrie nouă, o cultură nouă, nu este ceva ireal, nu este ceva strașnic pentru noi, este destul de real, destul de ușor și destul de profitabil. Deci, cam asta am vrut să vă zic astăzi. Vă mulțumesc mult pentru că îmi apreciați munca pe care o fac. Îmi cer scuze pentru perioada cam îndelungată de absența mea. Mă voi strădui să vă filmez mai des, să vă dispun informații cât mai multe, cât mai calitativ, dar pentru asta vă rog și dumneavoastră mai puneți câte un like, mai distribuiți, să vadă mai multă lume, fiindcă mie îmi place când informația pe care o acumulez eu să o împart și cu alții. Să mai primesc și eu câte o critică, câte un cuvânt bun. Deci vă mulțumesc, vă urez sănătate și spor la muncă!